Cu câteva săptămâni în urmă, în timp ce citeam cartea Cadranul Banilor, Ghidul Tatălui Bogat pentru Libertatea Financiară, un mic paragraf mi-a atras atenția pentru că aici autorul afirmă că antreprenorii de succes își măresc cheltuielile, în schimb angajații de succes își măresc veniturile. Mărind cheltuielile, antreprenorii câștigă mai bine, în schimb, mărindu-și veniturile, angajații pierd mai mult. Pentru mine acest concept la început nu avea sens, pentru că nu reușeam să înțeleg cum mărind cheltuielile putea fi pozitiv pentru un antreprenor, în timp ce mărind veniturile putea fi o chestie negativă pentru angajați. O să explic motivul mai încolo, dar lasă-mă să-ți spun că dacă ai citit cărțile lui Kiyosaki, sigur ai observat că în majoritatea din ele se repetă aceleași informații. De obicei, dă cititorilor 80% de grăsime și 20% de carne. În alte cuvinte, 20% din informația dată este nouă, iar restul este doar o repetiție. Acum eu o să încerc să extrag doar carnea și o să le rezumez în 9 lecții principale. Lecția numărul 1. De ce nu găsești un loc de muncă? Kiyosaki afirmă că după diverse tentative făcute ca să devină milionar, la final a reușit. Dar a pierdut tot foarte repede, rămânând fără casă și a fost constrâns să stea acasă la un prieten și avea abia banii necesari pentru a supraviețui. În timpul acestor momente dificile, îi puneau des această întrebare. De ce nu-ți găsești un job? Chiar dacă el și soția lui aveau calificări suficiente pentru a putea obține un loc bun de muncă, în diverse societăți, Kiyosaki afirmă că a refuzat mereu, pentru că nu își dorea niciodată să fie pe partea greșită a cadranului banilor. Este foarte probabil că deja cunoști acest cadran celebru al lui Kiyosaki, dar o să ți-l prezint imediat. După cum spun regulile cadranului banilor, persoanele se împart în 4 categorii în funcție de cum câștigă: angajații, liberi profesioniștii, antreprenorii, investitorii. Autorul crede că dacă te afli în partea stângă a cadranului, nu este o alegere bună, deoarece în această poziție trebuie să muncești mult și să plătești multe taxe. Și dacă vrei să devii bogat, este foarte dificil să reușești sunt pe partea stângă. Uite de ce Kiyosaki nu a vrut niciodată să găsească o slujbă, pentru că asta l-ar fi poziționat automat pe partea stângă. Pe partea dreaptă, antreprenorii și investitorii ori nu plătesc taxe sau prin lege sunt destul de mici și ei pot cheltui și plăti mai apoi taxele pe ceea ce rămâne. Această situație este complet diversă față de cea a angajaților. Aceștia mai întâi plătesc taxe și apoi trăiesc cu cele rămâne. Kiyosaki afirmă că antreprenorii de succes își măresc cheltuielile, iar angajații de succes își măresc veniturile. Așa cum am spus la începutul videoului, pentru mine aceste informații nu aveau niciun sens. Motivul e că dacă îți dorești să îți mărești veniturile, ca și angajat, trebuie să lucrezi din greu. Iar în afară de asta, problema cea mai mare este că cu cât veniturile îți cresc și taxele la stat îți cresc, împarți cu guvernul o mare parte din banii pe care i-ai trudit. În schimb, antreprenorii se concentrează pe mărirea cheltuielilor, pentru că în acest mod obțin două mari avantaje. În primul rând, mărind cheltuielile, reduc venitul lor impozabil și deci vor plăti taxe foarte mici. În al doilea rând, dacă te uiți la bilanțul lor, o să vezi că majoritatea cheltuielilor lor sunt îndreptate spre cumpărarea altor activități care le aduc la rândul lor un venit. În câteva cuvinte, ceea ce iese din coloana cheltuielilor apare în scurt timp în coloana activelor, aducându-i un alt profit. De aceea ei continuă să-și mărească activele, plătind puține taxe. Autorul spune că dacă vrei să înțelegi în ce direcție merge societatea sau persoana, este suficient să te uiți la coloana cheltuielilor. Dacă majoritatea cheltuielilor tale este îndreptată spre cumpărarea de pasive, ca și televizorul sau telefonul de ultimă generație, practic e ca și cum ți-ai trimite soldații într-un război unde știi deja că vor fi uciși. În schimb, dacă cheltuielile tale sunt îndreptate către a cumpăra active, atunci îți trimiți soldații să captureze alții pentru armata ta și la rândul lor vor munci din greu să captureze alți soldați. Dacă ești destul de disciplinat, poți transforma mica ta armată într-un imperiu.
Kiyosaki povestește că odată un jurnalist îl întrebară cât câștigase anul precedent și câte taxe plătise. Când a răspuns că câștigase $1,000,000 și plătise 0 taxe, jurnalistul nu înțelegea cum putea fi posibil. După câteva zile, jurnalistul a publicat un articol cu titlul „Milionarul câștigă $1,000,000, dar plătește 0 taxe”. Jurnalistul credea că făcuse ceva ilegal, dar în realitate, el doar a urmat legea. În zilele noastre, ar fi stupid să încerci ceva ilegal atunci când sunt atâtea modalități legale și ușoare. Dacă vrei să te muți din partea stângă în partea dreaptă a cadranului, trebuie să înțelegi că fiecare cadran este ca și cum ar fi o țară diversă în care persoanele vorbesc limbi diverse. Mai întâi de a te muta spre alt cadran, trebuie să te formezi și să înveți limba acelui cadran. Dacă vorbești cu un angajat din partea stângă, o să vezi că vocabularul lui principal constă în siguranța locului de muncă, bonusuri și beneficii, venit mare, pensii, bonuri de masă, etc. Dar în același timp, dacă o să vorbești cu un investitor, o să vezi că nu folosește aceste cuvinte, ci folosește cuvinte ca și cash on, cash return, plus valență, raportul preț-câștig, asset sau active, etc. Așa cum vezi, dacă vrei să schimbi cadranul, trebuie mai întâi să te educi pe tine însuți, să poți vorbi aceeași limbă. Autorul spune că dacă în acest moment ești în cadranul angajaților, poți să te informezi despre celelalte cadrane și să le experimentezi ușor. La început este ok să fii în mai multe cadrane. Acum aș avea ceva de spus despre cum poți schimba cadranul și poți deveni antreprenor sau investitor. Multe persoane care citesc cărțile lui Kiyosaki se entuziasmează dintr-o dată și vor să devină antreprenori și renunță la jobul lor. Acum lasă-mă să te întreb asta. Imaginează-ți că eu îți spun, hei, ți-ar plăcea să fii un campion olimpic și să câștigi o medalie de aur în sportul tău preferat? Probabil ai spune, da, mi-ar plăcea să-mi reprezint țara la Jocurile Olimpice, să fiu celebru și să câștig o medalie de aur și să am un corp atletic. Ar fi fantastic, înscrie-mă! Dar mai întâi de a începe acest parcurs, lasă-mă să-ți prezint și ce stă în spatele acestei decizii. Știi cu adevărat cât de mult trebuie să muncești pentru a ajunge un campion olimpic? Știi că trebuie să-ți petrești 5-6 ore de antrenament în fiecare zi și câteodată chiar de 2 ori pe zi? Vrei cu adevărat să mănânci piept de pui și salată pentru tot restul vieții tale? Vrei cu adevărat să înfrunți acele multe antrenamente dureroase și poate chiar incidente? Vrei să te ceți cu partenerul tău pentru că nu petreci destul timp cu el? Vrei cu adevărat să pierzi petrecerea prietenului tău pentru că trebuie să te culci de vreme astfel încât să te trezești de vreme pentru un alt antrenament? Ești cu adevărat dispus să faci toate aceste sacrificii pentru a deveni un campion olimpic? După toate astea, cred că acum răspunsul tău este poate că nu vreau chiar asta. Cu sinceritate, eu aș înțelege dacă tu ai decide că nu îți dorești asta. Și sunt sigură că și ceilalți o să te înțeleagă, pentru că acest cost de a deveni un campion olimpic este prea mare pentru tine. Exemplul pe care l-am dat mai înainte se aplică și în cazul că vrei să devii un antreprenor și la schimbul de cadran. Trebuie doar să înțelegi costul și să decizi dacă se merită. Poate că îți iubești munca și câștigi destul de bine și nu îți dorești să ai responsabilitatea și stresul pe care le are un antreprenor. Dacă acesta este cazul tău, atunci nu sunt eu cea care trebuie să-ți spună că trebuie să devii un antreprenor. Este doar treaba ta. Eu nu îți spun că nu poți deveni un antreprenor. Chiar poți. Cred că poate fi un lucru bun pe care îl poți încerca. Dar mai întâi ține mereu în minte costul, pentru că te va ajuta să-ți setezi mentalitatea și să eviți să te întorci la mama după 5-6 falimente. De asemenea, ține cont că nu ai mușchii ca să devii un antreprenor, cu alte cuvinte, când ai terminat școala, fără să te fi învățat încă cum se construiește și se gestionează un business. Probabil nu ai avut ocazia să o înveți nici în cadrul familiei tale. Asta înseamnă pentru tine costuri mult mai mari. La începutul drumului tău o să pari un băiat slab și nou la sală, care nu știe nici cum se folosește un tapis rulant. Și fiind un nou băiat la sală, nu încerca să limiți pe băiatul plin de mușchi. Nu începe prin a face exercițiile exagerate. Fă exerciții simple, pas cu pas. Lecția numărul 2.
De ce oamenii își doresc atât de mult un loc de muncă sigur? Dacă te uiți în urmă acum cu 150-160 de ani, o să vezi că majoritatea oamenilor erau muncitori autonomi sau antreprenori. Probabil bunicul bunicului tău avea o fermă și lucra singur, ceea ce înseamnă că era autonom. Sau poate avea un magazin cu câțiva muncitori care produceau și vindeau sape, ceea ce înseamnă că era un antreprenor. Dacă muncitorii autonomi și antreprenorii erau atât de răspândiți în trecut, ce s-a întâmplat acum că suntem atât de fixați pentru un loc de muncă sigur? Kiyosaki afirmă că răspunsul este simplu. Persoanele au fost condiționate social și au avut parte de o spălare de creier în a alege un loc de muncă sigur sau libertate. Persoanele au avut parte de o spălare de creier atât de puternică încât nu vor să lucreze 4 ani pentru ei înșiși, dar sunt dispuși să lucreze pentru alții pentru 40 de ani. Cine i-a învățat așa ceva? Responsabilii sunt profesorii, sistemul de învățământ, multinaționalele, mass media. Valoarea postului de muncă sigur în comparație cu libertatea financiară ne vine transmis de mici. Ai frecventat un curs sau ai făcut o lecție despre alfabetizare financiară și despre construirea unei societăți când erai tânăr? Bineînțeles că nu. Mai degrabă ți-a fost insuflat să respecti sistemul care te îndrumă să iei note bune cu orice preț. Rezultatul este un angajat loial și competent care nu reușește să gândească singur. În ziua de astăzi, mulți studenți sunt încurajați să facă un împrumut și să meargă la studiu la facultăți renumite. Iar după ce termină de plătit împrumutul luat pentru a studia, abia atunci o să aibă posibilitatea să economisească pentru viitoarea lor libertate financiară. Dar nimeni nu învață cum să economisească, ci doar cum să ia împrumuturi și să cheltuiască. Din moment ce s-au privat pentru atât de mult timp pentru multe lucruri în favoarea studiului și pentru a achita împrumuturi, după o să înceapă să-și cumpere casă, obiecte, haine de marcă, mașini scumpe. Imediat ce vor avea bani în plus, foarte rapid vor fi prinși în datorii și se vor căsători organizând o nuntă scumpă și de aici lucrurile vor începe să se destrame și se vor împrumuta și mai mult. Acesta este momentul în care încep să-și dorească alfabetizarea financiară, unde își vor da seama că li s-a vândut un vis greșit și au fost exploatați de către sistem. Recunosc faptul că dacă ar fi folosit banii câștigați la începutul carierei lor să înceapă o afacere sau să investească, ar fi fost mult mai bine. Kiyosaki spune că motivul principal pentru care majoritatea persoanelor are probleme economice este pentru că nu a fost niciodată instruită despre știința și managementul banilor. A fost învățat cum să citească, să scrie, să conducă o mașină, să înoate, dar nu cum să gestioneze banii. Fără această instruire, sfârșesc prin a avea probleme economice și după muncesc mult mai mult, convinși că dacă vor obține mai mulți bani, vor rezolva problema. Lecția numărul 3. Nu mă interesează produsul tău excelent, vorbește-mi despre sistemul tău. De multe ori, prietenii încerc să fac parte din noua lor idee de business. De obicei, încep să vorbească cu pasiune despre noul lor produs. Vorbesc despre unicitatea lui, cât este de grozav și că altul pe piață nu există. După ce ascult pentru câteva minute, de obicei mă scuz cu politețe și nu accept. Pentru că atunci când este vorba de a crea un business, de obicei produsul este partea mai puțin importantă. Partea cea mai importantă este sistemul și persoanele care au experiență în acel sistem. Persoanele care vin să-mi vorbească nu au creat sau gestionat niciodată un sistem de business. Lumea este plină de produse extraordinare care au rămas pe rafturi din cauza unui sistem sărac. Probabil că acum o să te întrebi, de ce îmi vorbești despre sistem și ignori produsul? Atunci lasă-mă să te întreb asta. Știi să pregătești un hamburger mai bun decât cei de la McDonald's? Poate că o să spui da. Majoritatea persoanelor știu să pregătească hamburger mai aspectoși și mai delicioși decât McDonald's. Dar ceea ce majoritatea persoanelor nu știe să facă este să creeze un sistem mai bun decât cei de la McDonald's. Ceea ce a adus succesul nu este hamburgerul său, ci sistemul. Sistemul care aduce carnea de la fermă în centrul orașului, acolo unde se cumpără ieftin. Lecția numărul 4. Nu poți vedea banii cu ochii tăi. Banii sunt văzuți cu mintea.
Ceea ce este evident cu ochiul liber nu este important când este vorba de bani. Persoana medie, când investește, folosește 95% ochii și 5% mintea. Dacă vrei să vezi banii, trebuie să-ți acoperi ochii ca aceștia să vadă doar 5% și să-ți antrenezi mintea ca să o faci să devină celălalt 95%. Dacă ar fi maldere de bani pe stradă, lumea ar fugi să adune cât mai mulți. Asta pentru că nivelul de inteligență le permite să perceapă, prindă ceea ce este fizic în fața lor. Din păcate, când se vorbește despre inteligență financiară, majoritatea persoanelor are un IQ, coeficient de inteligență, mic. Ca să profiți de stivele virtuale de bani din sistemul financiar, ai nevoie de un grad de inteligență financiară pe care majoritatea persoanelor nu o au. Nu au idee cum să meargă să ia banii care se află chiar în fața lor. Secretul pentru a vedea banii se descoperă odată cu inteligența financiară. De exemplu, dacă un medic îți spune că sistolica ta este de 120, iar distolica este de 80, este bine sau rău? Este tot ce trebuie să știi despre sănătatea ta? Răspunsul este evident că nu, dar este un început. Este ca și cum ai spune că raport preț-venit al acțiunilor mele este 12. Este tot ce trebuie să știu despre patrimoniul meu? Încă o dată, răspunsul este nu, dar este un început. Inteligența financiară începe cu alfabetizarea financiară, iar această alfabetizare începe cu înțelegerea cuvintelor și numerelor financiare. Kiyosaki spune că nu este de acord cu cei care spun că îți trebuie bani ca să faci bani. După părerea lui, capacitatea de a putea face bani fără bani începe cu capacitatea de a înțelege limbajul banilor. Așa cum spunea mereu tatăl bogat, dacă nu sunt pe primul loc în mintea ta, nu se vor lipi de mâinile tale. Dacă vrei să-ți mărești inteligența financiară, autorul sfătuiește să jucăm jocul inventat de el, numit Cash Flow. Probabil acum unii vor spune că Kiyosaki își urmărește doar interesul, încercând doar să-și vândă jocul și materialul lui didactic. Aici nu știu dacă doar ăsta este interesul lui, dar pentru mine acest joc a fost foarte interesant. Sunt multe aspecte care nu îmi plac la el, dar trebuie să recunosc că am găsit mereu în cărțile lui informații foarte valoroase. De exemplu, în prima carte, Tată bogat, tată sărac. Pentru că această carte a schimbat multe vieți în bine și asta nu se poate trece cu vederea. Apropo, am făcut un rezumat despre această carte și îți voi lăsa linkul aici în descriere. Lecția numărul 5. Găsește-ți mentori. Mentorul este persoana așezată pe vârful muntelui care mănâncă portocale și râde de tine în timp ce tu mergi și te gândești cum să escaladezi și tu la rândul tău muntele. Mentorul potrivit te poate ajuta să economisești ani de căutări și chiar să eviți anumite greșeli care te pot costa mulți bani. Kiyosaki spune că și atleții olimpici care au câștigat medalii de aur au mentori, dar în schimb persoanele medii nu ia nici măcar în considerare să aibă unul. Alege cu grijă mentorul tău, asigură-te că mănâncă ceea ce gătește. Lecția numărul 6. Să cunoști diferența între active și pasive. Atunci când banca îți acordă un împrumut ca să-ți poți cumpăra o casă, îți spune că acea casă pentru tine este un activ. Ei nu te mint, dar nici nu-ți arată imaginea completă. Nici nu-ți spune a cui este acel activ. Casa pe care ai cumpărat-o nu este activul tău, ci a băncii. Dacă nu crezi, uită-te la bilanțul băncii și atunci vei vedea pe ce parte stă fluxul de numerar. Astăzi este multă confuzie în ceea ce privesc activele și pasivele. În contabilitate, multe sunt înregistrate ca și active, dar în realitate nu sunt. Kiyosaki are o formulă simplă pentru a înțelege când o activitate face parte din active și când nu. Dacă ceea ce cumperi îți aduce bani în buzunar, atunci sunt active, în schimb, sunt pasive. Acum facem un mic test să presupunem că cumperi 100 de acțiuni X cu 5 euro acțiune. Aici este vorba de active sau pasive? La prima vedere par a fi active, dar în realitate nu vei ști asta până când nu le vei vinde. Ce înțelegi prin asta? Să zicem că ai nevoie de bani și trebuie să le vinzi aceste 100 de acțiuni. Dacă prețul unei acțiuni crește de la 5 euro la 6 euro, iar tu vinzi toate cele 100 de acțiuni, o să câștigi 100 de euro în plus.
Asta înseamnă că este un activ. Dar ce se întâmplă dacă prețul coboară de la 5 euro la 4 euro pe acțiune? Atunci înseamnă că o să pierzi bani. Deci nu îl mai poți numi activ pentru că nu ți-a adus bani în buzunar. Astăzi multe persoane numesc un pasiv activ, dar te privește pe tine cum o numești. Dacă vrei să-ți mărești veniturile, trebuie să te asiguri că ceea ce numești active îți aduc bani în buzunar. Lecția numărul 7. Puterea de a fi încrezător. Dacă vin la tine în momentul ăsta și îți spun că mașina și casa visurilor tale au fost expediate și sunt la poștă, pe numele tău, și că trebuie să muncești din greu pentru o perioadă și după vor fi ale tale, ai munci mult? Dacă spui da, atunci continuă să muncești și fii încrezător, pentru că tot ceea ce-ți dorești cu adevărat te dorește și te așteaptă. Încrederea îți permite să ai ceea ce-ți dorești, mai înainte să le ai în mod fizic. Persoanele de succes au o mare încredere, chiar dacă nu au un acoperiș deasupra capului și dorm pe stradă. Ei cred cu ardoare că ceea ce-și doresc se află deja la poștă așteptându-i. Lecția numărul 8. Cum poți să-ți prevezi viitorul? Vrei să-ți vorbezi despre viitorul tău? Vorbește-mi despre cele 5 persoane cu care îți petreci majoritatea timpului tău și o să-ți spun cum va fi viitorul tău. Uite un bun exercițiu pe care îl poți face. Primul pas, scrie numele celor 5 persoane cu care te frecventezi cel mai des. Al doilea pas, schițați un cadran al banilor și poziționează numele fiecăruia dintre ei în cadranul din care face parte în acel moment. Al treilea pas, verifică dacă și celelalte persoane se îndreaptă spre același cadran ca și tine sau sunt deja în cadranul unde tu îți dorești să ajungi. În caz contrar, este momentul să vii cu schimbări. Dacă vrei să zbori cu vulturii, nu nota cu rațele. Lecția numărul 9. Fii neutru față de o victorie sau de o înfrângere. Ca să ai succes ca și antreprenor sau investitor, trebuie să fii pregătit din punct de vedere emotiv, cât mai neutru posibil, față de o victorie sau de o înfrângere. Victoria și înfrângerea fac parte din joc. Motivul principal pentru care multe persoane au probleme economice nu este faptul că nu au o bună educație sau că nu muncesc destul de mult. Este pentru că le este frică de pierdere. Dacă frica de a pierde îi opresc, au pierdut deja. Majoritatea persoanelor suferă la nivel economic pentru că nu reușesc să-și controleze emoțiile și gândurile lor. Noi, ca și persoane umane, avem toți aceleași emoții. Ceea ce determină ceea ce vom face în viață este în principal modul în care reușim să gestionăm aceste emoții. Asta este tot pentru acest video, dar dacă vrei să vezi rezumate despre alte cărți, chiar scrise de Robert Kiyosaki, dă un click linkului de pe ecran. Acum eu îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like și un subscribe și apasă pe clopoțel ca să fii mereu la curent cu noile video pe care o să le public. Ne vedem data viitoare! Toate cele bune ție și pe curând!